un personaj precum Ion Iliescu, nici măcar într-un astfel de moment al istoriei nu poate fi adus, n-a spune pentru a răspunde prin închisoare, ci pentru a răspunde la niște întrebări în legătură cu întâmplările din acele momente tensionate de la începutul anilor 90. Domnul Turcescu. Cine protejează? Sau e un sistem care îl protejează? Are protectori la nivelul justiției? Poate are protectori la nivelul cel mai înalt al politicii românești încă în momentul de față? Să nu uităm că el a fost oarecum adus de un grup. Da. El nu este inițiatorul. Nu. El... știindu-se deja de la sfârșitul epocii lui Ceaușescu că el ar fi un succesor posibil pe care Ceaușescu l-a pus la o parte, deci cei care au vrut, adică o parte din Partidul Comunist care a vrut să păsteze puterea după căderea comunismului, l-au luat pe acesta ca un fel de portdrapel, nu? Corect. Da, deci el în spatele lui e un grup întreg care este încă în funcțiune pe undeva, sunt posesori de industrie, sunt cine știe deja, unii poate că au murit, deci el nu e singur, este un grup întreg și este indispensabil și din punct de vedere moral să dai poporului ăsta nenorocit impresia că justiția își face meseria în sfârșit, fiindcă nu și-o face bine nici întrebile mai mici. Dar dacă nu și-o face în treaba asta enormă, care înseamnă că să aducă la vedere ce s-a întâmplat, adică cum s-a făcut minciunea aia înfiorătoare că au inventat teroriștii lui Ceaușescu, au inventat-o pentru ca să omoare 1000 de oameni, că aveau nevoie de acea 1000 de oameni ca să preia puterea, dar suntem singura țară în Europa unde s-a întâmplat așa ceva. Și nimeni nu este pedepsit. Considerați vinovat pe Iliescu pe acest moment. Și Albania pedepsește pe... Noi suntem singurii care nu pedepsim pe niciun politician. Da, dincolo de asta, domnule profesor, că asta e mirarea, dacă vreți, uimirea unui om, oricărui om, dacă vreți, cred că din această țară. Ion Iliescu, bun, a jucat rolul pe care l-a jucat atunci, dar joacă în continuare un rol incredibil de important până și în alianța asta făcută de iubiții dumneavoastră liberali cu Partidul Social Democrat. Dar iubiții de liberal, cum vorbiți, sunt conduși acum de... De cine? De Antonescu. De Antonescu. Clean. Bun, eu m-am despărțit de el când am văzut că imediat... Dar ați crezut și dumneavoastră în el, cum poate am crezut și eu în el și poate și alții din generația mea au crezut la un dar acum Antonescu. Câteva zile am avut o tăitură de ziar, mi s-a dat. Acum câteva zile a spus, a declarat... Da. Că domnul Iliescu s-a retras din politică. Da, da, da. Nu mai joacă. Domnule, ca să poți să spui o asemenea prostie, da, înseamnă că împlinești cuvântul vechi românesc că prostul dacă nu-i fudul, ci că nu-i prost destul. Ăsta este Crin Antonescu. Cum poți să spun o asemenea enormitate? Că Iliescu nu joacă niciun rol când se vede foarte bine că găsesc... marioneta lui. El îl dirigează pe Victor Ponta.